Bună, Ioan, vă salută din nou. În acest videoclip o să vă arăt cum depozitez eu tamburul cu firul de la motocoasă. Nu o să vorbesc despre marcă, despre grosimea firului, o să vorbesc despre acest suport pe care l-am făcut în formă de U. Aici este prins într-o parte cu șurub cu diblu și în cealaltă parte la fel. Se vede șurubul. Aici țin un clește pentru tăierea firului. Aici am băgat un șurub mai lung prin tambur. Asta e o condiție ca să aveți tambur. Eu am tambur și se poate roti. Pot să-l derulez. Aici tamburul ăsta are niște găuri să se bage, se poate băga capătul după ce este tăiat. Eu am făcut cu alb și aici și în partea asta altă ca să îl văd mai bine să le văd mai bine. După ce tai uh, firul după ce l-am măsurat l-am tăiat atunci bag firul aici să nu se deruleze să nu da să nu se deruleze. Eu oricum uh, am uh, aici sus am prins alt uh, este agățat de fapt. Este agățat uh, un alt fir tăiat, este gata, pregătit. Să nu pierd timpul atunci cu uh, tamburul, desfac, îl măsor. Am unul întotdeauna pregătit, gata, tăiat, la dimensiunea pe care uh, o doresc. Am să vă mai arăt un lucru uh, practic. Mie îmi plac lucrurile să fie foarte practice. Aici este... aici este un semn de aici, de la acest semn până la acest semn, se vede, acum se vede, este un metru. Eu scot firul și măsor, de exemplu, 5 metri, 8 metri, 10 metri, eu știu cât fiecare cum are nevoie, poate să măsoare exact. Deci am un metru și măsor măsori firul și îl tai uh, cât este necesar. Asta este un... să nu măsor cu metru, să eu știu după ochi, după așa știu exact că este un metru. Și atunci dacă am nevoie de 10 metri, măsor de 10 ori. Foarte simplu. Când tăiați firul, v-am mai spus și în alte videoclipuri, să-l tăiați în diagonal. Să, Haideți să vă arăt, să nu-l tăiați când intră în Uh, capătul în capul trimărului intră mai ușor dacă este ascuțit. Să-l tăiați, dacă se poate, nu așa, nu așa perpendicular, să-l tăiați în diagonal. Când este așezat în linie, uh, capul trimărului vi-l va mai arăta odată, uh, intră mai ușor pentru că este ascuțit. Asta e uh, capul de la de tăiere de la trimărul stil pe care l am eu și aici am uh, depozitat un alt fir gata, pregătit pentru montare. Sper că acest videoclip o să vă fie de folos pentru că am văzut niște fire care nu erau pe, neapărat pe tambur dar erau toate uh, îndoite și dacă sunt îndoite, este o problemă când trebuie să iasă din capul de plastic, pentru că se agață. Asta e un sistem de depozitare pentru acasă, bineînțeles, nu pe câmp, nu pe... dar se poate monta și în mașină. E foarte, foarte, foarte bun. No, zic eu, acum o să... Deci aici se vede, Gata, l-am băgat, firul e băgat, nu mai este afară. Se poate roti ușor, măsori și tai, foarte simplu. Ioan, vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip, o să mai postez niște videoclipuri cu uh, scule din astea, motocoase și alte scule. Ioan vă mulțumesc și vă dorește o zi super faină.